America transferă armamentul nuclear din Turcia în România, în contextul înrăutățirii relațiilor dintre Washington și Ankara. Este vorba de peste 20 de arme nucleare, iar transferul pare să fie îngreunat de condițiile politice din Turcia. Două surse citate de site-ul euractiv.com confirmă transferul armamentului nuclear al SUA din Turcia spre România. Una din surse declară că peste 20 de arme nucleare vor fi mutate, iar transferul ar fi îngreunat de condițiile tehnice și politice din Turcia. O altă sursă precizează pentru Euractiv că focoasele nucleare ar urma să fie mutate la baza militară de la Deveselu. Lovitura de stat eșuată împotriva lui Erdogan a provocat probleme între autoritățile turce și cele ale Statelor Unite, astfel că sursa de curent de la baza militară de la Incirlik a fost oprită, controlul executivului turc asupra bazei aeriene a dispărut, iar avioanele americane nu au avut acces la bază. Aceleași surse afirmă că administrația americană nu mai are încredere în regimul de la Ankara și că au fost ridicate semne de întrebare cu privire la siguranța focoaselor nucleare, mai ales în cazul în care ar fi continuat mișcările de stradă. Nu este ușor să muți mai mult de 20 de focoase nucleare, a precizat sub protecția anonimității una dintre sursele Euractiv. Potrivit unui raport, Statele Unite ale Americii ar avea la baza de la Incirlik peste 50 de arme nucleare. Pe de altă parte, cei de la Euractiv declară că plasarea armelor nucleare în România ar complica și mai mult relațiile cu Rusia. Totuși, aceste informații sunt respinse cu fermitate de către MAE,